Iată-ne, dragi prieteni, la finalul unei sărbători, unei sfinte liturghii binecuvântate. Suntem în direct aici, în fața sanctuarului Marian de la Cacica și ne bucurăm că ați rămas împreună cu noi, chiar și de acasă, pentru a trăi cât mai intens această sărbătoare binecuvântată, Adormirea Maicii Domnului, ziua de 15 august, care pentru noi toți este o zi deosebită, cu siguranță. V-am spus că și la finalul acestei transmisiuni ne dorim să mai auzim câteva dintre vocile pelerinilor, dintre vocile celor care au ales anul acesta să trăiască sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la sanctuarul Marian de la Cacica. Și mă bucur să-l salut de această dată alături de noi pe Părintele Gabriel Bucur, paroh la Poiana Micului, în comunitatea dedicată Sfântului Ioan Paul al II-lea, încă, pentru că este cumva pe picior de plecare, dar ne bucurăm că încă vă putem aminti cu acest titlu. Lăudat să fie Iisus, bun venit la microfoanele Ercis Media! În vecii vecilor, amin! Bine v-am găsit! Părinte Gabriel, știu că anul acesta nu a fost, să spunem așa, organizate pelerinaje, dar cum Poiana Micului este cumva destul de aproape, nu-i așa, de Cacica, nu e chiar ca Bacăul, ca Iașul, e așa, peste dealuri mai aproape, știu că au fost doritori, tineri, care și-au propus să vină la această sărbătoare. Cum s-a născut această idee și cum ați încercat, totuși respectând aceste restricții, să participați la sărbătoarea de la Cacica? Da, cred că nu ne poate opri nimeni, totuși, atâta timp cât avem grijă de noi și de ceilalți. Nu ne poate opri nimeni să nu ne manifestăm credința și tocmai a face un pelerinaj, a pleca din confortul casei, chiar din confortul mașinii și să mergi pe jos. Poiana Micului e peste deal acolo, sunt 17 km și constituie o modalitate de a exprima credința, nu? Care poate fi și văzută în felul acesta. Iar pentru că am făcut aproape în fiecare an acest pelerinaj pe jos de la Poiana Micului, am zis că ar fi mult mai bine, să zic, ca și ultima dată să facem acest pelerinaj pe jos și mai ales eu. Bineînțeles că vor ultima mai urma și alte. Sigur că pentru la mine mă refeream în primul rând. Cât a durat acest pelerinaj și pe la cât v-ați pornit? Ce ne spuneți din punctul acesta de vedere? Anul acesta se vede că am mai adăugat un an. Dacă, s-a simțit? Dacă în mod normal tinerii noștri ajung în 2 ore și jumătate, eu cu cei mai în vârstă ajungeam după 3 ore și puțin. Anul acesta am făcut 4 ore aproape întregi. Dar nu ne-am lăsat și am reușit să venim și chiar am ajuns pentru, chiar dacă am plecat la ora 2 după amiază, am ajuns pentru liturghia de la ora 6. Liturghia cu tinerii seminariști, da. Și persoanele consacrate. Există o legătură între Poiana Micului și Cacica, pentru că există o legătură între Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea. Se simte această legătură și la, să spunem, nivelul credincioșilor? Se simt apropiați, iată, cumva ocrotiți de Ioan Paul al II-lea, un devotat al Sfintei Fecioare Maria prin excelență? Cu siguranță, când spunem Ioan Paul al II-lea, spunem imediat și Sfânta Fecioară Maria, pentru că chiar stema sa, motoul său de pe stema a fost totus tuus, cu totul al tău. Și iată, spunând Ioan Paul al II-lea, spunem Sfânta Fecioară Maria, iar dacă spunem Cacica, spunem și comunitate polonă, spunem și polonezi, și la Poiana Micului sunt polonezi și evident, spunând polonezi, ne întoarcem iarăși la Ioan Paul al II-lea și suntem în această idee pe care tocmai ai spus-o, nu? Că există o legătură între polonezi, între Papa Ioan Paul al II-lea, între cei de la Cacica, cei de la Poiana și alți din jur, dar nu numai, până la urmă, de fapt pe toți ne unește credința în Dumnezeu și mai ales ne adună mama. Pentru că aici
este mama noastră a tuturor din dieceză la Cacica. Veneam la Cacica și înainte de a fi la Poiana Micului și mi-aduc aminte chiar primul pelerinaj pe care l-am făcut cu părintele Iosif Ienășoaie. Eram copil, nu știu cum am ajuns, cum a dat mama pe mâna părintelui și mai eram câteva persoane. Știu că am dormit în mașină la părintele și la un moment dat m-am trezit spre dimineață și am zis că eu mă duc afară să mai lăși pe alții să doarmă. Da, și e frumos, e frumos să fim aici la Sfânta Fecioară Maria. E frumos să fim aici, dar cred și mai frumos și mai important, dacă e să ne gândim și la grija pe care Sfânta Fecioară Maria o are pentru noi, e să continuăm această sărbătoare cumva, să nu ne oprim la ziua de 15, la trăirea de aici, de la sanctuar, ci să ducem această sărbătoare acasă și cumva, îmi place să spun, să ne țină așa până anul viitor, nu? Până la următoarea întâlnire cu un sanctuar sau cu un pelerinaj. Cum să facem, Părinte Gabriel, să păstrăm, să fructificăm tot ceea ce am trăit aici în viețile noastre după ce ne întoarcem acasă, să nu rămână doar o experiență frumoasă 15 august sau 14-15 august și atât. Eu la liturghia aceasta de astăzi de la ora 11, de fapt de pe la 9 și jumătate am fost la spovezi, nu am participat la liturghie, dar ceea ce spunea Preasfințitul Iosif la urmă, cred că este ceea ce noi trebuie să facem, nu? Și anume faptul că să o luăm pe Sfânta Fecioară Maria cu noi, asemenea lui Ioan, nu? Iată, să o luăm pe Maria cu noi și să nu o luăm doar în acest mod fizic, cum spunea Preasfințitul și Părintele Iosif care a predicat, ci să o purtăm mereu cu noi, nu? Și cea mai ușoară modalitate de a o păstra alături de noi este gândul la ea, este gândul la Dumnezeu și mai ales rozarul pe care acolo unde îl purtăm mereu ne aduce aminte că suntem cu Sfânta Fecioară Maria și suntem pe acest drum spre împlinirea daului fiecăruia dintre noi, pentru că mi-a plăcut ieri la 18, mi-a plăcut Părintele Iosif a spus că fiecare dintre noi suntem un gând al lui Dumnezeu, nu? Un gând pe care noi de fapt trebuie să-l punem în aplicare și faptul că Dumnezeu ne-a avut în planul său din veșnicie, dinainte ca noi să fim ca și vocație și ne-a chemat, este impresionant și totodată este o responsabilitate pentru noi să facem ceva ca acest gând bun al lui Dumnezeu să fie dus cât mai bine la îndeplinire de noi, iar privind spre Sfânta Fecioară Maria și având-o mereu în gând, cu siguranță vom reuși să ne spunem și noi daul nostru asemenea ei. Da, spuneam că încă sunteți paroh la comunitatea din Poiana Micului, cu siguranță această amprentă a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea vă va însoți și în următoarea misiune, pentru că de la 1 septembrie veți fi paroh la Iași, dacă nu mă înșel, da, în parohia Sfântului Anton de Padova. Da. Vă dorim mult succes cu această ocazie și mult har în misiunea încredințată. Un gând pentru cei de acasă, pentru cei care au trăit sărbătoarea ca și cum ar fi aici, dar din punct de vedere spiritual. În primul rând i-aș felicita că și-au făcut timp să fie în fața televizorului sau la radio pentru a fi în comuniune cu noi și de fapt ceea ce voi la RCS Media faceți, tocmai pentru ei faceți, nu? Și atunci le-aș mulțumi că sunt acolo pentru că vă dau o motivație în plus să realizăm această comuniune și îi felicit, dar le și mulțumesc pentru că ne dau posibilitatea să fim împreună și în modul acesta, mai ales că ne permite tehnica. Bineînțeles, o tehnică despre care ne-a vorbit de fiecare dată Sfântul Părinte Papa Francis, dar toți suveranii pontifi ne-au îndemnat de fiecare dată să o folosim în scopul binelui. Încă o dată vă mulțumim, vă dorim în continuare sărbătoare binecuvântată și bineînțeles să ne auzim la microfonul RCS Media cât mai curând și cât mai des, chiar și de la Iași. Da, vă mulțumesc și eu și vă transmit toate cele bune
tuturor celor care ne ascultați și ați fost alături, Dumnezeu să vă binecuvânteze prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria. Lăudat să fie Iisus și Maria. În veci, amin. Iată, dragi prieteni, l-am avut alături de noi pe Părintele Gabriel Bucur, paroh în comunitatea Sfântul Ioan Paul al II-lea din Poiana Micului. Îi mulțumim și pentru că ne-am părtășit din modul în care împreună cu tinerii au reușit să parcurgă pelerinajul până la Cacica anul acesta și au trăit această sărbătoare aici, la sanctuarul Maicii noastre Sfinte, în brațele Măicuții noastre Sfinte.